Reprezentanții Consiliului Județean și cei ai companiei care a câștigat licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor au semnat astăzi, în prezența autorităților locale din zonă, contractul de lucrări pentru modernizarea drumului județean Arad-Felnac. Constructorul va începe imediat lucrările, are 2 săptămâni în care să execute proiectul, după care va începe modernizarea drumului. Valoarea totală a proiectului este de 17 milioane de lei, bani care vor fi atât de la Consiliul Județean, cât și de la Guvernul României prin Ordonanța 28. Contractul prevede, are un termen de execuție de 24 de luni, în care o lună de zile este termenul pentru proiectare. Noi sperăm să-l reducem la 2 săptămâni, să depunem proiectul, după care vor începe execuția lucrărilor, efectiv. Din punct de vedere tehnic, așa cum am mai spus, lucrarea poate fi executată în întregime anul ăsta, sub rezerva alocărilor bugetare, poate să fie extinsă până anul viitor, încadrându-ne în termenul celor 24 de luni. Este foarte important atât pentru cetățenii localității sau comunelor noastre, deoarece odată cu reabilitarea și aducerea lui la standardele zilei de astăzi și agenții economici sau potențialii investitori o să ne caute în continuare, pentru că de 2 ani de zile nu am reușit să mai aducem investitori în comună datorită și acestui drum. Din cauza stării precare a drumului, circulația se desfășura foarte prost. Au fost și foarte multe accidente pe acest drum din cauza gropilor și pot spune că atât eu cât și cetățenii din comuna Zădăreni suntem foarte, foarte mulțumiți că în sfârșit s-a început reabilitarea acestui drum. Drumul Arad-Felnac este unul dintre cele mai proaste din județ, deși este unul intens circulat. Gropile multe și de dimensiuni considerabile fac viața șoferilor un coșmar. Aceștia, pentru a evita stricăciuni grave sau chiar accidente, sunt nevoiți pe unele porțiuni să frâneze până aproape de oprire pentru a putea trece în siguranță de craterele care au măcinat șoseaua. Încercările de plombare n-au rezolvat situațiile decât pentru perioade scurte de timp, de maxim câteva săptămâni. S-au înregistrat chiar și cazuri în care localnicii din comunele traversate de acest drum au pus pe cont propriu pietriș în gropile mai mari pentru a face utilizarea acestui drum mai puțin periculoasă.